Cei care vin să se testeze în unitatea mobilă o pot face gratuit, rapid și confidențial. Testarea și consilierea durează aproximativ jumătate de oră. Pentru a realiza aceste teste la un laborator privat, o persoană ar trebui să scoată din buzunare 150 de lei, fără să mai socotim banii de transport și fără să beneficieze de consiliere. Consiliere pre-testare și una post-testare. În cadrul ședinței de consiliere pre-testare, consilierul discută împreună cu clientul riscurile la care a fost expus, voluntar sau involuntar pe parcursul vieții. Îi sunt explicate modalitățile de transmitere și modalitățile prin care virusurile nu se transmit, și totodată sunt furnizate informații cu privire la semnificația rezultatelor. La consilierea post-testare se face dezvăluirea de diagnostic, practic se comunică clientului rezultatele și, bineînțeles, se stabilește o dată de retestare, dacă este cazul și clientul este posibil ca în momentul testării să se afle în perioada de fereastră imunologică sau perioada de incubație, după care se trec un pic în revistă informațiile pe care clientul le-a reținut cu privire la modalitățile de transmitere, astfel încât să ne asigurăm că știe pe viitor cum să-și protejeze sănătate. Serviciile de testare și consiliere ale Fundației Baylor Marea Neagră sunt mobile atât în orașul Constanța, cât și în alte localități din Dobrogea. Pentru că multe persoane nu s-au putut testa până acum la centrele Baylor din cauza programului de lucru sau a lipsei mijloacelor de transport, fundația a înființat un laborator mobil de testare și consiliere, unde a păstrat gratuitatea și confidențialitatea serviciului.